Bun găsit! De ce fac așa? Pentru că, iată, sunt foarte bucuros, extrem de bucuros. Și asta pentru că, știți foarte bine, suntem o săptămână întreagă pe capul vostru și voi pe capul nostru. Pe ideea, de fapt, voi pe capul nostru niciodată, ne-am dorit cât mai mult să fiți pe capul nostru. Și asta oricum se întâmplă, vedem în audiențe și vă mulțumim. Dar noi suntem pe capul vostru de nici mai mult, nici mai puțin decât, sper că nu e cu ghinion, 13 ani, 13 anișori de Music Channel. Și desigur, 13 ani frumoși pe care i-am petrecut și vom petrece de asemenea împreună de acum încolo. Mulți ani de acum încolo vom petrece împreună și vă mulțumim din suflet că ați fost lângă noi atâția ani de zile. Vă mulțumim și sper să rămâneți fideli Music Channel. Ideea e că nici în acest weekend nu scăpați de mine, weekendul special vine peste voi și deja de ceva vreme v-am obișnuit, da, cu personaje foarte drăguțe care vin din zona online-ului către, desigur, televiziune. Ne bucurăm să conlucrăm, să colaborăm și să îi aducem, să-i vedeți poate mai bine decât poate îi vedeți acolo pe online. Nu știu, rămâne de văzut. Ideea e că astăzi ne ducem din nou în zona TikTok-ului pentru că avem o invitată foarte drăguță, o nutriționistă, ca să vă spun așa, care nu știu prin ce farmec a reușit să fie vrăjită de TikTok. Vorbim aici, astăzi, în acest weekend, după cum vine și sâmbătă, duminică, ora 13:30, cu nimeni alta decât Lorena Șerban. Bună, bună! Ce faci, Lorena? Foarte bine, sunt foarte fericită să fiu aici. Bravo! I-am zis că ești nutriționistă. Da. Ai terminat facultatea de la Cluj, da, de medicină. De farmacie, specializarea în nutriție și dietetică. Ah, okay. Da. Am crezut că, mă rog, medicina Cluj. În fine, da, tot de pe acolo e, că acolo e, de medicină. Fix acolo. Așa. Și iată că n-ai rămas în domeniul farmaceutic, nutriționism, povești de genul, și te-ai dus în... M-am dus în online, am fost dintotdeauna în online. Facultatea s-a întâmplat în urma unei povești reale, povestea mea, cu anorexia. Am fost anorexică. Am și înțeles. În urma întâmplărilor mai puțin fericite, dar peste care am trecut cu bine, mi-am ales și facultatea. Dar ideea de anorexie, poți să le explici celor care se uită la noi? Poate care, mă gândesc că poate unii dintre ei nu sunt atât de obișnuiți, da, cu termenul și poate că sunt anumite fete care nu-și dau seama că sunt anorexice. Anorexia este o boală, o boală pe fond psihologic până la urmă, care apare și se instalează în urma unui traumatism, ca să-i spun așa. O spun din propria experiență. Eu am căzut victima răutăților colegilor mei de generală și am început să mă înfometez pentru că mi se spunea foarte des că ești grăsută. Da, la 13 ani. Și cât de fraieră să fii să stai să pui botul la toate aberațiile pe care toate copchilele neterminate ale lumii. Băieți, erau băieți. Erau și băieți? Da, da. Și fete nu? Fete mai puțin, cred că băieții au fost erau cei cu gura mare, da, da. Păi pumni în gură ce trebuia să le dai și să le arăți cine e Xena pe culoarele școlii. Din păcate au văzut că sunt sensibilă și că mă afectează și au venit punctul, și mai tare. Ți-au prins punctul sensibil. Exact, exact. Bun, deci continuăm cu anorexia. Da, am început să mă înfometez. Practic, ideea era că renunț la dulciuri inițial. Așa. Dar am intrat în cercul ăsta de nu mănânc, slăbesc, până când am ajuns să mănânc 200 de calorii pe zi. Asta însemna... Ce însemnau 200 de calorii pe zi? Un iaurt și un măr. Cam atât. Un iaurt și un măr? Da. Și rezistai cu un iaurt și un măr? Da, rezistam. Aveam o ambiție de fier. Nici acum nu știu cum am putut. Eu nu mă simțeam bine dacă nu-mi ghiorea stomacul. Vai, Doamne ferește. Da. Ideea e că nu ești departe, adică nici eu nu sunt departe de a fi, dar nu, anorexie nu am avut încă. Și asta pentru că recunosc că o lungă perioadă de timp, vara mai cu seamă, mi se întâmplă să nu mănânc decât roșii cu brânză. Bine. O dată pe zi. Ideea e că poate așa simți tu, dar eu simțeam nevoia să mănânc. Așa. Mi-era foame, dar eu îmi setam în cap că nu vreau să fac treaba asta. Păi și eu la fel mi-am setat în cap că nu vreau să mănânc mai mult de
două bucățele de brânză cu două din alea borcănașe mici de roșii, știi? Atât, o dată pe zi. Păi asta nu e neapărat bine. Cum? Asta nu e neapărat bine. De ce? Păi brânza e hrănitoare. Corpul are nevoie de toți nutrienții. Și brânza nu prea are pe toți. Nu are pe toți? Bine, între timp mai mâncam câte o sălățică cu ton o dată pe săptămână, adică eram... Ideea e că ar trebui să mâncăm numărul de calorii care ne este recomandat, ar trebui calculat un indice de masă corporală și un metabolism bazal. Și dacă vrem să slăbim, să mai scădem din caloriile acelea. Dar, e destul de dificil, pentru că stai și te uiți la ceea ce găsești pe piață în momentul de față. Sunt o sumedenie de produse, de alimente, tratate genetic. Da. Te zici, mă duc și îmi fac un piept de pui la grătar. Ce poate fi mai sănătos decât un piept de pui la grătar? Și dacă e să iei, să cauți acel piept de pui, să-l iei la bani mărunți pe pieptișorul de pui, dacă e să mă întrebi, te vei speria injectat de ce vei găsi în el, dacă e să-l mănânci de la țară. De la bunica, de la mătuși, de la unghi, de la alea care trăiesc la țară, cu găinuțile pe bătătură, este altceva. Dar găinile din comerț, cele venite dinspre marii producători de carne, ai niște probleme. Da. Când ți-ai dat seama că e o problemă medicală? Mi-am dat seama că e o problemă medicală atunci când am început să nu mai pot concentra la școală. Mi se părea că toată lumea are o problemă cu mine, că se uită toată lumea ciudat la mine. Plângeam de 3 ori pe zi. Cred că la mine asta dimineața la mic dejun. Exact când s-a întâmplat? În perioada facultății, liceului sau școlii? Școala generală, școala în clasa generală. 8-a. Clasa 8-a. 2013. Exact un moment extrem de sensibil, pentru foarte. Că fetele în momentele acelea știu că intră într-o dezvoltare puțin mai accelerată a organismului, așa știu. Tocmai de aia am și pus câteva kilograme. Pentru voi. Da, tocmai de aia am pus câteva kilograme și a fost așa o trecere bruscă de la clasa 7 la clasa 8 și atunci am început să vedem că m-am îngrășat un pic, dar deși nu eram foarte grăsuț, aveam cred că 60 de kilograme și am ajuns la 40. 20 de kilograme? Da, în, cât în 8 luni. În 8 luni? Da. 20 de kilograme în 8 luni? Da. Deci asta se cheamă, aș zice eu, aș spune că este un record, dacă e să mă întreb. Deși, mă rog, dacă... Bine, ne folosim niciun fel de alt tratament, să spunem. Nu. Că, de pildă, știi, în momentul de față, sunt intervenții chirurgicale pe care le faci, să spunem, la stomac, de pildă. Și în câteva, două luni, trei luni, scazi mult și bine. Mie nu era cazul meu. Am înțeles. Și într-un final, în momentul în care ai ajuns la kilogramele pe care poate ți le doreai și silueta pe care ți-o doreai, cum te-au privit colegii? Asta e problema, pentru că eu nu vedeam că am ajuns la kilogramele pe care mi le doream, pentru că aveam o realitate distorsionată și nu vedeam de fapt cât de slabă sunt. Oglinda nu-ți spunea? Nu, există o poză pe internet care explică exact ce înseamnă anorexia. Este o fată foarte slabă în realitate și ea se uită în oglindă. Și se vede foarte în grasă. În oglindă e foarte grasă. Exact așa mă vedeam și eu. Și dacă nu trăiam lucrurile astea, nu spuneam că sunt reale. Adică, cum, Doamne iartă-mă, că mă uit în oglindă și văd dacă am slăbit sau m-am mai îngrășat, vezi un colăcel, vezi un fir de burtă. Adică, uite-mă. Da, eu nu sunt vedeam... Sunt bine. Adică, da, să ne înțelegem. Eu nu vedeam că slăbesc, îmi doream și mai mult și mai mult și mai mult. Și am început să am leșinat de vreo câteva ori în casă și atunci părinții mei... Nu. La școală nu mi s-a întâmplat, din fericire, pentru că mâncam iaurt de dimineață. Păi, dar cum să treci doar cu un iaurt și un măr? Bine, mai schimbam, de exemplu, nu mâncam mărul, că mâncam o porție de legume din alea la aburi făcute. Mâncam legumele alea și înlocuiau practic mărul, dar niciodată nu treceam de 200 de calorii, maxim 300 în weekend. Dar tu erai conștientă exact cât mănânci? Da, le calculam, îmi măsuram și o migdală. Deci mi se pare groaznic să ai grijă. Bă, mie câteodată recunosc, când sunt vorba, se întâmplă, nu știu, mergi, vezi un mic pe mal de drum, pe dealul negru să zicem, deși n-am mai mâncat de mult mici pe dealul negru, ideea e că vezi micul, bă, eu nu rezist. Și știi la ce nu mai rezist eu foarte tare? Și știu că nu sunt tocmai sănătoși, dar mie îmi plac de leșin,
La micul dejun foarte rar mănânc dimineața. Foarte rar mănânc dimineața. Ia zice. Cremuș. Uite, vă, că mă știe, m-a citit asta mică și ideea de cremuș cu muștar. Da, cremușul cu muștar pentru mici. Mine este, cum să spun, Dumnezeu. Da. Bun. Lorena, nu știu dacă știi, toți invitații noștri, toți cei care sunt pe scăunașul pe care iată astăzi te afli și tu, trebuie să-și aleagă piese cu videoclip pe care, nu știu, să le dedice cui vor ei sau, nu știu, lumea să știe ce gen de muzică ascult tu, povești de genul ăsta. Hai să vedem o piesă. Ce vedem? Phases, Pretty Much, nu este o... formație, este o trupă de băieți. Are nu este clip? Așa cunoscută, are clip. Okay. Da. Și este, nu știu, melodia care mă inspiră pe mine. Cumva că există acolo o persoană potrivită, dar trebuie să-i aștepți, să o aștepți să vină. Hai că vorbim noi și despre chestiile astea. Vedem piesa pe care iată Lorena a ales-o. Lorena este cu noi. Vorbim imediat mai abitir de TikTok și de câți follower și cum e pe acolo în zona online-ului, dar în minutele următoare. Deocamdată vedem piesă, publicitate și după care revenim.